Hei, hei, hei! Bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Farming Simulator 19 pe Roleplay. Dragii mei, astăzi avem alături de noi pe Alin M și Ilie Bădilă. Unde s-a ascuns Alin? Hop! Unde e Alin? Uite-l! Alin e pe bicicletă. Îl avem aici pe Alin M și Ilie Bădilă, alias Săranu. Astăzi continuăm treaba la noi în fermă. Știți bine, data trecută am recoltat, am reușit și am terminat de recoltat tot ce am avut ovăzul și cu grâul, împreună cu Alin, bineînțeles, pentru că nu prea lipsește din seria asta, e îndrăgită de toată lumea, nu numai de noi sau de voi, așa. Și astăzi ne apucăm de pădure și nu începem altfel pădurea decât cu drujba, pentru că nu avem alte utilaje, iar bănuții sunt foarte puțini, de aceea o să mă duc până la bancă și o să încerc să iau un credit, măcar un 10.000 de euro dacă îmi dă, ca să putem să închiriem o remorcă și, bineînțeles, un front loader pentru Valtra, pentru a ne putea începe treaba acolo, să putem să ne mișcăm, pentru că vrem să și vindem. Totodată ce tăiem am și vândut. Bineînțeles, mă gândesc și la un cut remover, pentru că trebuie să scoatem și cioatele, nu-i așa? Așa că hai să trecem să vedem. Bine, eu am venit fără tractor ca să iau cut remover, ca să vedeți cât de tâmbă sunt. Bun. Hai că e bine și așa. Mă duc să-l aduc între timpul. Du-te tu și-l aduc dacă e, dar ia bicicleta. Nu, mă duc greu. Du-te pe jos, ok. Ce aduc? Adu-mi un UTB, nu-i problemă la cut remover, un UTB e destul. Ok, hai să vedem banca dacă ne dă. Oh, care lăsa bicicleta aici? Alin. Ok, să mă dau jos și hai să văd la bancă. Mulțumesc. 345.000 am datorie. Hai să mai luăm un 5.000 să vedem dacă ne descurcăm. Totuși n-aș vrea să împrumut prea mult. Stau prost tare cu bănuții. Numai puțin să vedem pentru silvicultură. Aici avem utilaje, ceea ce noi nu prea avem bănuți pentru așa ceva. Silvic. Bun. Bă, și nu, că îi trebuie și front loader. Stai așa că treaba se nasolește, boviță. Pentru ăsta îi trebuie oare în față sau poate să-l prind așa? Poți, stai așa să-l întrebăm pe Alin. Merge la Valtra acel de femeie verde direct sau îți iau? Nu cred că merge, cred că îi trebuie front loader. Sau îți iau braț și clește separat. Hai să vedem ce zice. Unde e Alin? Pe vacă. Oricum trebuie să-ți iau remorca, asta e clar. Hai să iau remorca. Le închiriez, așa-i? Da, logic că nu am bani de așa ceva. O să luăm remorca stock din joc, pentru că e cea mai ieftină la închiriere, știi? Stai că trebuia să iei camionul, bobiță, te-ai dus degeaba după tractor tu. Păi tu mi-ai spus. Nu, am greșit, ce vrei? Am greșit, du-l înapoi și ia camionul din dal dezgăți, las remorca acolo, vezi că e în hangar, da? Păi și nu iau stand remover-ul ăsta? Sau cu ce iei? Eu iau remorcă. Păi nu, că am tractor deja aici. Tu iei, vii cu camionul, Ilie, vii cu capul tractor. Okay. Înțelegi? Vezi că am băgat camionul înăuntru, hală. Ok? Bun. Deci ce a zis Alin aici? Da, ăla de tăia copaci. Ăla de tăia copaci? Aiuleacă că m-a băgat în ceață. Ăla și taie copacii. Eu am nevoie să îți iau ceva cu care să încarci. Ia să vedem. Mă mai uit odată. Nu mai știu. A, ăsta și taie, mă. Da, mă, are dreptate. Ăsta e de... Deci ăsta taie Și cred că și îi prinde și îi încarcă. Hai mă, că cred că merge, dă-l încolo. Hai că prețul pe închiriere a fost mic, mi-ajungeau și 4.000. Ia vezi. Pe la front ai loc front. Ok, deci trebuie să iau și braț. Ok. Ok. Așa. Nu aici. Luăm fezeul ăsta de 150 de cai, nu, ăsta mic. Așa și închiriem. Gata. Mai mult m-a ajuns brațul să moră Jana dacă nu. N-a că am luat degeaba frontloaderul. Păi ce? Asta e de tăiat. Lasă-l că îl dau înapoi. Ok. Ok. Hai că până la urmă facem așa cum am spus eu. Nu iese altfel. Ok. Iau și curba aici. Dar poate ajungi, nu? Băi, lăsa remorca acolo, nu? Dar normal, dar ce să fac cu ea? Mă gândeam, știu eu. Știu eu. Gata. Gata, băbiță. Ai numere de Alba puse pe ăsta, e din Alba, l-ai cumpărat? Pe ce, mă? Pe camion, numere de Alba. Dăm ăsta înapoi, că ăsta nu ne trebuie. Dacă tot e aici. Bun, eu o să iau cat remover-ul, ție trebuie să dau... Ce faci, Ilie? Ia uite, bă, că mi-a buțit camionul ăsta. Bă, și văzut deja. Băi, țărane, ai grijă de el, că ăsta e... Pfai, o grămadă de bani. Unde e remorca? Imediat să o iau, imediat, imediat. Imediat, băbiță, bă, dar nu-ți iau eu remorcă. Ia uite-l, băbiță. Ia uite-l, băbico. Cea mai ieftină. 28.000? Păi stai mă că era mai ieftină. Păi ți-o iau pe ailaltă atunci, asta e de 12 metri. Dar nu, că tu faci prostii. Eu vreau să încarc manual, bobiță, că asta se încarcă. Să schimbe roțile, arată urât cu roțile înguste. Am rezolvat direct înainte să spui tu, bobiță. Gata. Nu, că sunt puse la Valtra. Gata. Și-a luat și greutate. Ok, ok. Hai să iau și eu... ce zici, Alin schimbă roțile la Valtra. Da mă, da, chiar că. Hai să vezi că nu poate, că nu mai are manager. A, păi da, atunci... Hai așa că îi dau eu. Ok. Ăla pe care ești tu are motorină în el? L-ai alimentat tu? Nu are motorină. Noroc că mi-ai spus. Uite aia zic. Noroc că mi-ai spus. Hai Aline, ia și-ți fă! Aline aștepta să-i fac eu. Ok. Gata. Hai. Hai să mergem, băbița. Da, Ilie, cu semnalizare frumos, elegant, corespunzător, da? Păi nu am semnalizat. Așa, așa, așa. Dar de ce n-a schimbat roțile, Alien? Cred că le schimbă în bază. Nu știu, poate. Mamă, dar ce sunt lăsat pe spate. Mi-am pus și claxonul pe volan. Doamne. Ce, mă? Patinează. Du-te, mă, lasă încet, mă. Intru aici la stânga? Da. Uite, un lemn pe jos. Mhm. Și ce vrei să-i faci? Să-l iau. Ia 70 de cenți. Stai că l-am luat eu înainte. Îl am pe UTB, luat pe bară. E bun. Hai că vine și Alin. Bun, lăsăm deoparte deocamdată și ne apucăm la tăiat, bobiță. Scoateți drujbele și să ne băgăm, zic. Ai, tată! Ia să vedem. A, eram sigur. A, ba nu, cade. Ok, a căzut mai greu, ce e adevărat, dar a căzut. Ai, ați lăsat tractoarele aici, poate cade pe tractor și bușim. Păi cum, tu nu știi cum să tai, te dai cum am stat eu, cu spatele la ăla de iarbă. Perfect, nu, a căzut bine. Oh, shit. Stai că nu mai tai aici. Dorele? Zi. Eu curăț și tu îi tai la câți metri vrei tu, mai bine că... Nu mă, tai tu, ci... Păi la cum? Nu la... știi să-i tai la 6 metri? Ba da, hai că știu, 6 metrile, dar... Ah. Hai că dacă ele dau 6 metri... Dar n-am cum, ia și fă tu, cap-coadă, dacă nu... Ok. N-ai, trebuie să faci, că după aia nu mai știm ce fac, stăm de fiecare dată la fiecare copac. Hai să dau cu pasul, 1, 2, 3, 4, 5 jumate, oh! Hai să dau cu pasul. Cade! Dă-te la o parte! Dacă se învârte copacul, să moară jubilat. 1, 2, 3, 4, 5. Asta îl fac la 5 ca să iese jumătate. Sunt curios să văd cât scopă pădurea asta, sincer îți spun. Nu știu dacă terminăm treaba astăzi, la câte e de tăiat. Păi aia 6 metri la tine. Da, mămiță. Acolo 9 metri ca popa. Du-te, mă, de aici. Ia stai, uite, fii atent, uite-te la mine. Uite aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dă-te că m-ai lovit. 7, 8, 9 metri, bobiță. 9 metri ai putea. Da, tu acea măsori, mă. Doamne, ce de reglamental ești. Păi cu pasul, de-al meu are un metru. Stai să vedem dacă poate să-l pună. Uite, bă, că poate, îl cam ridică un pic, sincer. Dar nu schimba roțile, era bine dacă le schimba, că avea mai multă stabilitate. Da, 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 da. Bă, ăsta nu-i tăia la, 9, la 6 metri. Păi de morca de câți metri, Dorele? Nu știu. E de 12 metri asta. Aline, dacă vrei, pune roțile groase. Bun, hai. Ok, hai. Da, mă, n-are 6 metri. Lasă, mă, n-are nimic, e bine așa. Eu când am dat cu pasul, în 4 tai el, da? Mă uit. 12 are remorca. Scuze. Hopa, ăsta a rămas sus. Vai. Ce faci, mă, tărâule? Ți-am spus să nu tai așa. Ai vrut să-l pui direct în remorcă? Băi, nebunule, trebuia să tai invers. Ți-am spus, stai cu spatele la Alin. O sărit o șpeghe din el, dacă știi aia. O șpeghe. Du-te că ești cu capul, să moară Jolica. Auzi-mă la el, mă. O șpeghe, auzi numai. Mi-am tăiat craca de sub picioare, Aline. Ți-am spus, ia și pune, taie, stai cu spatele la terenul cu iarbă când tai. Era să-mi vină lemnul în cap. Ai grijă că ai pălăria aia în cap de tăietor. Să știi că nu-s cu șapca, cu căciula. Deci, căciula mea de dac, nu știi? Pasul, Aline. Aline! Se grăbește, a? Hai să dau cu pasul 6 metri. Ia uite, uite! Da, deci trebuie tăiat în 5, nu în 4. În 5 bobițe trebuie să tai. Eu mi-am luat linia mea. Ia și tu rândul tău, Ilie, nu mai tăia așa, unul da, unul nu. Păi nu am luat bobițe. Eu am luat rândul 1, tu ia rândul 2. Nu te duci, mă, vino, mă, încoace, mă. Am tăiat, mă, l-am tăiat, că mi l-am mutat, Alin. Ah, am înțeles. A, ăsta ți-a rămas, ia uite, Dorele, haide! Unde, mă? Unde ești? A, ăla care a rămas jos acolo. Ce cauți, mă, acolo? Uite-l cum coboară, parcă zici că e... Asta e sfârșit curăț dacă tot e. Dacă tot te-ai apucat. Ia uite. Ilie în înălțime. Uai, mi-a căzut creanga asta în cap, obici. Te-ai dus jos, doamne. Hai că o căzut. O căzut. Da, mă, văd. Îl tai tu? Dar nu mai știu care îi. A, ăsta, lasă-l, curăț eu. Curăță-l. Ce tare a fost. Da, nu terminăm astăzi cu pădurea. E treabă serioasă aici, frate. Da. Cade! Bă, unde cade? Nu cade peste voi, mă. Când e peste voi, vă spun, fugiți! Hai așa că dacă îi spui și lui Alin să fugă. Uai! Ce să facă? Să fugă. A, să fugă? Uai, dorele, unde e uleiul? Că nu mai prea am ungere pe lanț. Da, nu cumva vrei să-l porti eu în spate, să-l țină în rucsac? Mi s-o... Uai, fii atent, s-o stricam pompa de ulei, mă. Trebuie să-i pun ulei pe lamă. Du-te, mă! S-o stricat pompa de ulei, ți-i pun ulei pe lamă. I-a pus că dau pe ăsta jos. Hai, dă-l! Dar nu-i bine, trebuie să-l dau așa către tine. Nu, mă, stai cu spatele așa cum stau eu, așa, așa. Da, se duce pe... Nu se duce, dă-i acolo. Aveți grijă, Dorei, că se duce jos. Haide! Ia uite ce bine s-a dus, vezi? Uai, ai grijă! Uai, ce era să mă lovească în dinți. Ai grijă, Dorei. Ai grijă. În dinți era să-l lovească Alin, ai auzit? Am crezut că rămâne și ăsta agățat sus. Aia e, băbiță. Dă-te, mă, de aici. Ia uite, ăsta curăță înaintea mea. Cum curăț? Eu curăț pe al meu, băbiță. E copacul meu, mă, nătărăule. A, da? Și al meu unde? A, uite-l, că l-am curățit. A trecut de pe unul. Nu e normal la cap. Stai să dau cu pasul, că eu am pas. Deci că stai să dau cu pasul, că eu am pas. Adică noi nu avem, tu ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici. Mamă. Băbiță, părerea mea că cam în 4 zic eu că ar veni, nu? Nu, în 5, în 5, ascultă ce-ți spun. Eu la asta i-am dat în 4. Ok. Uite aici 1, 2, până aici. 3, 4. Da, hai că-i fac în 5, dar nu. Hai, dacă l-ai tăiat în 4, cum să-l faci în 5? Nu, următorul mă refer. Mă gândeam. Cade. Nu, că am fugit. Bă, dar ce copaci sănătoși, mă. Da. Asta mâncare. Vecina face mâncare. Sări în gardă la vecina? O, da, și încă cum. Ia și niște murături. Mamă, dar ce frumos miroase. Doruca, nu mai fă mâncare. Unde e? Care gardurele, că sar eu primul? La vecina, mă, în spate, la remorc, acolo. Ah, stai că mă duc eu. Crezi că de unde vine mirosul, doar nu vine de la mine. Ce e, mă? Fac gulaș, gulaș pe piros. Du-te, mă, cu gulașul tău. Cu carne. Wow, serios? Hai să vezi numai. Dar trebuie să sari în sus, că n-ai cum să sar gardul, că are ideea de... Aoleu. Vezi? Ai văzut acolo? Nu văd, mă, nimic. Uite acolo, uite aici. Uite pe tanti, mă, face și plajă, e în sutien și bikini. Vezi că te aude Doruca. Aoleu, are nevoie de ajutor și Doruca. Ok, mai e... Da, da, da. O leacă, te ajut, te ajut, te ajut. Te ajut imediat. Da? Acum. Opa. Aline! Ce faci, mă? Uite, bă, că încarcă repede. Da, se descurcă foarte bine, Alin. Cred că mai lucrat cu așa ceva în viața de zi cu zi. Trebuie să mă apuc și eu să încar, mă. Să văd, mă descurc, mă descurc și eu. Eu mai bine dau cu pasul. Oricum facem cu schimbul, îți dai seama. Bun. Bă, eu mi-am terminat rândul? Ba nu. Îmi gândeam. L-am tăiat, l-am tăiat. L-am tăiat la 8 metri. Hop, gata. Cu zvarna, ce bagă cu zvarna. Eu am stil. Du-te, mă. Aia, sau e stil și-a mea? Habar n-am, nu mai știu. Cred că e stil. Da. Ha? Da, da, da. Hai, bă. Ia uite, bă. Vai, taie liute, taie liute că vine vecinul și vede că e stricat floarea soarelui. Du-te, mă, câtă floare are aici. Nu știu, dar dacă se duce la Apia. La banii mei, nu-i problemă, băbiță. Stai că nu poți să-l tai, băbiță. Păi da, pentru că au căzut la vecinul și nu-mi dă voie. Au căzut la vecinul și nu-mi dă voie. Nu? Îl tăiem așa de aici. Și Dumnezeu cu mila să-l trag Alin. Oare să nu mă duc să-i mut un pic remorca mai... Păi nu știu, întreabă-l. Ok. Mai am unul aici, dar hai să-l tai invers, stai așa că-l tai invers pe ăsta. Ca să nu se mai ducă pe terenul la vecinul. De unde miroase a vin? Am uitat că mi-a dus Claudia. Am înțeles, dar tu de unde ai vin, mă? De unde ți-ai cumpărat vin? Ia uite, bobițe, ce copac aici. A, bravo. 5 litri. Numai atâta? Gata, îl bei azi. Păi bine, dar mai am vreo 2 numai. Am înțeles, deci ai băut 3 de când ți l-o trimizi azi dimineață. Așa-i? Hai să tăiem lemne. De asta n-am ce să-i fac, îi dau drumul către iarbă, că îți copaci lângă el și nu mă lasă să-l tai. Bine. Lasă nu mai tăia la 6 metri, iauzi. Fugi, Aline, dă-te, Aline, dă-te, Aline, dă-te, Aline, ce ai făcut? Auzi că bag acolo cât remorca la 12 metri. Păi tăiem la 12 metri, asta înseamnă în jumătate sau de 3 ori? De 3 ori. Ce-ai făcut? Ai dat pe el? Eu zic că la 6 metri era prețul mai bun, adică aproximativ. Nu știu cum vrei. Sincer să fiu, nici nu știu unde se vinde lemnul. O să fie un pic o durere mare la vânzare. E greu și pentru el, cred. Da, da, îți dai seama că face multe mișcări. Îl tăiem la 12, gata. La 12 metri. Deci în 3. Nu ne dă 6 metri ca scorpion. Da. Dă cu pasul. Hai că poate terminăm și noi pădurea asta, nu? Bagă mai lungi, mă. Da, gata. Hai, în 3, mă, în 3. În 3, gata. Da? Ok. Bun, dar vedem data viitoare în 3. Bun, dragii mei, ne oprim aici astăzi. Noi o să continuăm de tăiat, o să dureze aici și nu am cum să vă țin pe tot parcursul tăierii aici alături de noi, dar vă țin la curent cu siguranță. Nu ezitați să folosiți butonul de like, să distribuiți videoclipul și mult mai mult mă interesează să vă și abonați. Nu uitați și de clopoțel pentru notificări și bineînțeles cu mulțumire de rigoare vin către Ilie Bădilă și Alin M. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne urmăriți și ne întâlnim data viitoare. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Numai bine, la revedere!